a târgului nostru de carte. Nu se poate încheia altfel decât într-un mediu cât se poate de călduros, de prietenos și de important, aș putea spune. Deci eu spun important pentru că mă uit în sală și văd oameni apropiați și sufletului nostru, sufletului meu și sufletului bibliotecii și pentru faptul că este un eveniment deosebit în seara aceasta și mă bucur că sunteți în număr atât de mare prezenți alături de noi, pentru că lansăm cel de-al treilea volum, cel de-al treia antologie a bibliotecii de Zenobiu Zanfirescu Vrancea, este vorba de oameni pe care le-am cunoscut. Este o antologie în care o mare parte din domniile voastre v-ați pus sufletul și ne-ați prezentat personalități pe care le-ați cunoscut și care și-au pus într-un fel amprenta asupra devenirii domniilor voastre, devenirii ulterioare a domniilor voastre, de pentru care eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând că ne sunteți în seara asta alături, dar vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături pe tot parcursul acestui an în care am lucrat la această antologie, în care am colaborat împreună și în care ne-am prietenit și ne-am cunoscut altfel. Ne-am cunoscut ca oameni și ca intelectuali. Și vreau să vă spun că sunt foarte emoționată. Sunt mai emoționată decât la oricare eveniment din cazul acestei trei carte, deși au fost evenimente multe până acum și poate fiecare unul mai important decât celălalt, acesta este cel mai apropiat sufletului meu, pentru că este vorba de ceva ce noi am creat împreună. Și am creat împreună la inițiativa și sub atenta îndrumare și coordonare a domnișoarei bibliotecar doctor Teodora Fântânaru și eu sunt convinsă că atunci când spun Teodora Fântânaru, spun prietenie, spun empatie, generozitate, spun biblioteca județeană Felix Zanfirescu Vrancea și spun emoție și sentiment. Și vă mulțumesc frumos! Putem să împărtășim, să vă împărtășim și voi din bucuria noastră și că putem împreună astăzi să creăm un moment de neuitat. Sunt convinsă că ceva de neuitat. Eu mă uit în sală și văd foarte mulți prieteni. Mi-a făcut o foarte frumoasă bucurie, domnul Adrian Țiglea, colegul nostru, care ne-a special de la București pentru a ne vedea și pentru a fi alături de noi la această asociație și el partea bucurieștii noastre. Veți vedea momentul în care vom fi. Dar avem alături și pe domnul Liviu Astoici și foarte multe alte personalități ale comunității noastre și nu. Mulțumesc din suflet încă o dată și o las pe domnișoara Teodora să vorbească cum numai lumea ei știe să o facă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mirica! Mulțumesc, doamna Dar astăzi am căzut zdravă și nu mai pot să ne urmăresc. Așa că dacă mă acceptați așa, mă salvează această ieri. Dacă luați și Catrin s-a iubit. Din Răoan, Catrin s-a căzut, dar nu mai pot. S-a revenit. Doamna a spus că sunt aici în această sală, la Galerie de Artă, o prietenă a bibliotecii, o prietenă a fiecăruia dintre noi, sunt colegi. Aici se află, după părerea mea, o comunitate întreagă, pentru că dumneavoastră și noi, dumneavoastră și biblioteca, ați realizat și am realizat această a treia carte, acest al treilea volum, pe care noi îl dedicăm tot comunității noastre. Dacă am vorbit în primul volum despre povestea străzile din Focșa, povestea străzile, în al doilea volum despre întâmplări de altă dată, întâmplări memorate din județul nostru, am dedicat acest al doilea volum oameni. Poate cu acesta ar trebui să începem, pentru că este doar o mică parte din ceea ce am reușit să strângem noi la timp, ca să și fi vorbim, din ceea ce s-a fi putut scris. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră o să spuneți, a, dar și eu l-am cunoscut pe mine și puteam și eu să scriu. Poate că, dacă vom avea vremurile pe mine, nu spun de ce atât, vom avea șansa ca să scoatem și un al doilea volum al acestor oameni pe care i-am cunoscut. Ideea noastră a fost să adunăm aici persoane sau personalități, oameni care au lăsat urme în
în comunitatea lor, din toate domeniile. Pentru că asta înseamnă o comunitate, oameni diferiți și realizări diferite. Nu am reușit să facem acest lucru pentru că nu toată lumea pe care contam sau pe care speram că va veni alături de noi a reușit să și vină, din diferite motive, pe care pe noi nu le discutăm. De aceea poate că este șansa următorului volum. Dar, chiar și așa, am adunat și ne bucurăm foarte mult de colaborarea dumneavoastră, am adunat un număr impresionant de texte, de articole, prin urmare și de personalități pe care le-am evocat aici. Nu se dorește acest volum un volum științific, un volum cu note de subsol, cu 8-5, nu asta nu aceasta a fost intenția noastră. Intenția noastră a fost aceea de evocare, de evocarea unor personalități prin sufletul nostru, prin trăirile noastre, prin relaționarea noastră cu acea persoană, cândva. Nu toată lumea ne-a trimis astfel de evocări. Unii au trimis articole de sine stătătoare despre o personalitate anume. Le-am trimis și pe acelea pentru că erau importante, erau bine scrise și așa mai departe. Prin urmare, nu este o carte academică în sensul clasic al termenului, dar este o carte care are foarte mult suflet. Aici sunt convinsă că această carte va circula așa cum și celelalte două sunt cerute de utilizator la biblioteca la noi. Vreau să spun foarte multe spune, de altă zi cartea aceasta a ajuns la noi, dar la altă. De aceea mulți au întrebat, s-a tipărit, nu s-a tipărit, se tipărește. De ce asta? Pentru că până în ultimul moment aproape au fost autori care au spus, știți, la pagina cu tare, eu aș fi dus să fie dintr-o dincolo și nu din coa. Și spus, dar așa, e foarte dificil. De aceea am cerut de la bun început. Și data viitoare poate vom fi un pic mai riguroși cu toții. Trebuie să spun asta, că m-am uitat zile, pentru că am făcut așa ghilimele, ghilimele francezi, ghilimele romeni, ghilimele stânga, ghilimele dreapta, punctele, nu trebuie de acritice, nu mai spun, bun, deci se primite 99% la corect, ca după aceea să putem timp și altora. Da, una peste alta, textele au bucurie, așa contează. Textele au bucurie, unele au niște adevăruri mai dureroase. E bine să le cunoaștem pe toate. Și atunci, vreau să iau așa, ce lipsește printre altele bibliografii, biblioteconomii vorbind, acest volum de care n-am mai reușit să facem asta, lipsește un index al autorilor despre care s-a vorbit. Adică domnul Ioan Adam, bine, a spus o vrânceancă, Sandra Stolojan. Da, aici știm, dar la domnul Radafini pe cea de mână, hai, este la noi. Eu am aprins focul întâi în focul culturii în satul Ioan Iisus, nu știm cine este. Domnul Muzător, nu știu cum se numește. Deci ar fi trebuit un index. Poate că data viitoare, dacă mai scoate unul în volumul, punem în celălalt. Dacă, eu știu, să se orienteze cineva mai ușor. Avem câteva articole care au o doză foarte mare de, dacă nu 100% de inedit documentar și inedit de prezentare a personalității. Vom ajunge acolo la momentul sfârșit. Imediat nu durează că am prezentat, dar pentru că poate și alții vă dori să vorbească. Domnul Ioan Adam, care este, după cum știți, un colaborator temeinic al bibliotecii noastre, a dorit să contribuie la acest volum cu un articol foarte interesant, se pare că este inedit și în fotografii, despre Sandra Stolojan, nepoata lui Iuliu Zamfirescu, și care a dispărut relativ recent în urmă, cu o scriitoare, un diplomat de mare valoare în Franța. O să vedeți și coperta, aceasta reprezintă o fotografie cu Sandra Stolojan când era mică, că este undeva aici. Valoarea unui document nu constă numai în text, ci și în imagine.
sunt aici o mare lucrătoare astăzi, vineri. Copilul e Sandra Corozana, doamna și voi. O să găsiți explicația la cuvinte. Nu întrebați de nimeni, decât ce scrie pe coperta 1, e toată lui Dumnezeu, să ne vădăgeam, în o să găsiți la cuvinte de cuvinte, dar noi nu facem decât să ne vădăgeam pe coperta. Am avut acceptul de autoare și acceptul doamne Dragul Mirescu, la nepoata lui Dumnezeu Mirescu. Vreau să continui și să merg mai departe de volum pe următor articol despre un învățător al satului, scris de domnul profesor Adafin Mihai, care știți că are aceste preocupări de valorizare a comunității municipale din zona în care s-a născut, după care ajungem la ordinea de așezare a fost cea alfabetică. Pentru că nu era niciun criteriu și nu se termina un criteriu de publicație. Domnul profesor Valeriu Angela Lile Fața a fost foarte, foarte, și a fost printre primii care a și răspuns, ne-a scris despre academicianul Valeriu Becote. A fost foarte, foarte bine scris și cu un pic de pasiune acolo, ceea ce s-a remarcat de la prima citire. Doamna Elena Murhală, pe care o să auzi și că este aici, așa vine și da, vine de la un vernisaj deosebit, a a evocat exact în maniera în care mi-aș fi dorit să fie toată această carte, personalitatea tavălui său, iconarul Victorul de Biserici și iconarul Vasile Pascu. Vă mulțumim foarte mult, doamnă. Un articol într-adevăr deosebit. De asemenea, domnul profesor Budescu, pe care nu știu dacă este sigur și oamenii care au și grădini, sunt atunci tot cu un grădini, cum mi s-a și spus. Dar s-au sunat sărași, nu pot să fi. La fel despre o familie de intelectuali din Ionel Budescu și alte vestiri ale familiei. Domnul jurnalistul Petit Butuc, aici de față, a spus despre o altă personalitate din lumea sportului de data aceasta, despre domnul Ion Ion, cine este interesat de acest subiect, găsește aici o date foarte importante și a mai scris despre nenea, cum îi spuneam noi, Lungu. Cine este nenea? Da, nenea Lungu, 100... Nenea Lungu, 100 și... 100 și... Așa, într-adevăr, un personaj pitoresc al comunității noastre. De asemenea, domnul profesor Cezar Chierciu, care nu a continuat participarea, a scris despre Valeriu Decotea, dar a scris și despre Jeteanu, despre Simeon Cârnea. A făcut un colaj de personalități ale Vrancei. Sigur, este bine să se scrie despre aceeași personalitate de către mai mulți, pentru că nu este niciodată de problemă. Domnul Ioan Codreanu, care ne salută de la București, a scris altfel despre Leon Palustian și Izadora Romovici, soția lui, este vorba de Leon Palustian, cel care a fost în lună desigur politic și un jurnalist de excepție și un scriitor de excepție, din păcate cam uitat de vreme. Dar noi, biblioteca, ne-am făcut o datorie de mare și a prea adus această personalitate în lumina bibliotecilor și a comunității noastre în general, și nu numai. Salut aici prezența domnului director Tiberiu Ghima, care ne-a trimis un articol de Academiei sale, cunoscutul profesor Petrarchi Dima, cel care atunci când spui și pe lista noastră, spui și liceul Mirea și da, domnul Petrarchi Dima, este un articol pe care trebuie să-l citim cu atenție. Nu am avut foarte multe ilustrații la unele dintre articole, dar ne-am străduit să completăm cu ce am avut noi la îndemână. Domnul Dorga nu este prezent de data aceasta, are nici o familie, așa, și face un periplu prin popularitățile pe care le-a cunoscut în acest oraș Focșani, în timp medicină, mai mult timp Focșani, mai multe domnului, da, așa.
Avem aici un articol foarte bine scris, dar asta chiar este stilul modern, despre George Organ, un articol scris de profesorul Dr. Coria Benefescu și de Maria Miodone, pe care o salut aici, olimpică la geografie și probabil viitoare olimpică și a istoriei, cumva, nu știu, care pasiunea cercetării și se vede și din acest articol. Mulțumim pentru asta. Unul din articolele care are o doză mare de inedit, a fost zis cum că este cea mai interesantă cumva, se referă în un articol la un deținut politic pe care mai puțin cred că îl cunoaște dumneavoastră, că o să răspund în mână și să vedem dacă știe cineva, în afară de descendenții familiei, cine este. Da, este vorba de domnul sau de nenea, cum îi spuneau oamenii, Pavel Avram. Vă spune acest nume? Nu e din Surare. S-a născut într-un legendar sat de munte al Franței. A fost unul dintre luptătorii din rezistența Revoluției Francei. Are o poveste foarte interesantă aici și prin amabilitatea fiului său. Salut aici pe domnul inginer Petrică Avram, vă mulțumim foarte mult. Am primit și documente de data aceasta din Revoluție, am pus pe care am și trecut în această carte, ștampila de tine. Sunt fotografii pe care domnul inginer le-a fost acesta a fost în carte pentru prima dată și pentru să afla pentru prima dată de unul dintre cei care au făcut parte din rezistența din Munții Vancei, pe lângă ceea ce știm noi până acum. Datele sunt foarte puțini. Arhivele securității s-au deschis într-un recent și urmează să mai aflăm și multe altele. Trebuie pentru noi toți să scotocim în lada de zestre a bunicii și moriatori care încă mai trăiesc din vechime și să aflăm astfel de povești, spuneam noi, dar ele sunt adevărate, unele sunt foarte violoase și chiar tragice. De asemenea, un articol scris de trei poștele despre Nicolae Giurcă, profesor Nicolae Giurcă, dacă lumea, mă rog, mulți din asta știți, îl salut pe domnul muzeograf Iliescu, pe doamna profesoară Iliescu, au creat probabil prima, nu vă luați sigur, primul articol bibliografic despre muzeograful atât de cunoscut și grav nou, Dumitru Fuțanu. Vă mulțumim foarte mult, este dată pentru... oamenii care nu mai sunt dintre noi. De fapt, asta a fost ideea și nu neapărat de cantități de arhi cunoscute pe care noi le știm și prin alte lucrări. Da, mi-a plăcut foarte mult. Nu o să găsiți un articol bibliografic mai bine scris și complet decât și al domnului Iliescu și al doamnei Iliescu. Mulțumim foarte mult. De asemenea, ia să vedem, mai avem un Iliescu aici, este vorba de articolul privind cu Alex Mărțuitor, vorba de Nicolae Iliescu, un scriitor și cum lucrează ca în cercetare prin Academia Română, sunt este prezentat la Alexandru Deșiru. Am luat legătura cu doamna Deșiru și mi-a pus la dispoziție un articol care mi s-a părut mie armonios și echilibrat. Nu-i așa? Îl cunoaște domnul profesor pe domnul Nicolae Iliescu. A zis foarte frumos despre... Incezului Radicinț. Exact. Da. Și ajungem la anii 60-70 și anume la Nea Sofie, unde este domnul... Așa, vă mulțumim pentru...
Așa, intre o... Îi dădea cu plus. Nu știu, de ce întrebarea să citiți aici?
care sunt amuzante, sunt interesante și este bine să zic, oamenii aceștia grozavi sau sunt faimoși. Era și general. A fost general, a ajuns, da. E, povestea este mai lungă. Vă să mai citiți și aici, a fost prizonier, întreit în prizon din Rusia, după care a putut parte din generalul batalion cu Caminescu. Povestea e lungă. Așa. Nu putem face decât să o citim. Aurel Stanciu Mirkovin, jurnalist, om al Vrancei, om pe care l-am cunoscut. Autoarea este doamna Angela Simion, pe care o cunoaște, să-i mulțumim pentru a participat încă o dată la acest proiect al bibliotecii. Doamna l-a educat cu sigur dânsă, așa cum, nu, cu așa și cu asta, adică să știi să continuăm și partea aceasta de viață. Domnul Paul Spirescu, știu că n-a putut să vină, dar a făcut o evocare spre o mărturie subiectivă a poetului Constantin Dinți, pe care a scris în Evanghelia a cincea. O personalitate în bunul sens al cuvântului, care a făcut în orașul Mărășești, în vremea când era conducea Casa de Cultură, un oraș cultural. Și mă reșesc ca un domnul Liviu Astoriciu, pe care și eu îl salut și dumneavoastră la fel, a scris și pe celălalt volum un articol impresionant despre poetul farmacist Virgil Zuba, unul dintre cei care au donat bibliotecii noastre foarte, foarte multe cărți, mai ales cărțile valoroase, și nu numai despre Virgil, despre acest poet farmacist Virgil Cuzu, și a făcut primit de la întreaga familie Cuzu. O să vedeți, eu fac un articol de istoriografie acolo, dar și cu puțină literatură. Cum este bine unui poet. Și ajung aici la colegul nostru pe care l-am salutat ceva mai devreme, domnul Adrian Țintea, cine nu știe pe domnul Țintea, colegul nostru, care l-a evocat pe unul din mentorii săi din pot să spun un picare? Da. E vorba de domnul Corneliu Potea, pe care ne-a botezat cumva pe mulți dintre noi, într-un fel sau altul, care spunea Mătăluțea, mi-a spus ceva. Și atunci m-a repede întrebat și mi-a spus Da, și ne mulțumim foarte mult, cu o evocare foarte caldă și frumoasă. Despre profesorul mei a scris domnul Guarăjan Rozganean, care, din păcate, n-a putut să rămână și la această lansare din seara aceasta. Și despre prințul francofon Constantin Rosin, a spus doamna Mariana Cuchimărosu, pe care nu o văd sau nu, dacă se întoarce. Nu se simte bine. Da, ok. Cartea se încheie cu incluzând recunoștință și partea criticului literar Ionel Negura. Și totuși este o personalitate pe care nu am nimic-o aici și care din toată lina mea părțină și mă recunosc colaboratoarea noastră, copșoneanța noastră, o poetă foarte, foarte bună și recunoscută în Statele Unite ale Americii mai bine decât la noi, profesorul universitar dr. Lucia Chierciu, care acum predă la o universitate din statul Iowa, și care mi-a trimis două poezii de evocare a profesorului ei drag Mircea Ionuț, și noi îi cunoaștem foarte bine, și a profesoarei de engleză, dar din păcate, în discuția doar online cu editorul, cu machetatorul, nu s-a trebuit numele la cuplis. În carte ea este, dar dacă cuplis în fond de tea, o să ne pierde. Această întâmplare aceasta, și cu asta închei, este de fapt o sumă de bibliografie. Pentru că, vrând nevrând, prin articolele dumneavoastră, ați evocat o soartă și cu siguranță ați adus
spus ceva nou, care nu apare în dicționare, în eu știu ce cărți de istorie, literară sau de fizică. Iar fiecare dintre autorii acestor articole a primit în partea noastră, ca să spun așa cu primele, o sinteză bio-bibliografică, așa cum este aproape ca un dicționar bibliografic. Deci este o sinteză bio-bibliografică, fără precedent la noi lucrările bibliotecii noastre. Și vă spun că este bine așa, pentru că eu personal vreau să scriu despre nu știu ce, aici să spun că m-am născut când era așa și nu am găsit informații. Ori le-am găsit eu, ori le-am găsit contradictorii. Adică un autor spunea că s-a născut nu știu unde, nu știu ce, am zis că aia, nu m-a plăcut, acum am pus eu întrebări. Deci tot ce se trebuie, a doua sursă, a treia sursă, sună, nu știți, este foarte greu. Așa să bucățiță de carte, adună totuși niște biografii care cer sunt lucrate de un bibliotecar. Eu sunt o bibliotecă județeană, deci putem să facem aia. De la adevărul bibliografic. Este o carte. O carte ce trebuie să facă? Să circule și să fie citită. Eu știu că despre mai mulți care poate vei dori să scrie despre autorină. Dar alături de noi se află tot un personaj important, plăcut nou, drag nou, este tatu de noștri care vine la fiecare activitate asta de cât doar poate. Și care vine nu doar ca să răspundă invitații, are undeva aici, mai ales aici, niște vorbe frumoase, care scoase de ei de undeva. Despre cine trebuie? Despre sfinția sa, părintele, măsca, dungă, prietenul. Deci, cea cărții și care aș fi zis o capă, o monografie și n-a lansat și tot așa. Cum asta, prezentare. Am primit și o invitație să particip la această lucrare. Am primit-o foarte puțin, cam târziu. Și alte activități nu ne-au oferit timpul necesar ca să pot să duc lucrul ăsta la capăt. Într-adevăr, e un minus aici la întregul lucrării, faptul că apare nimic de legat de biserică, de rugitorii de altă dată ai biserici. Dar dacă vorbim de un al doilea volum, sunt tot dragul. Pe de altă parte, mă bucur când m-am aventurat, văzând cam cine sunt cei care au alcătuit texte pentru lucrarea dumneavoastră, adică oameni pe care îi cunosc, pe care îi respect, pe care îi apreciez, oameni obișnuiți cu scrisul. Interesant demersul, în principal pentru două motive. Pe de o parte că e un document de epocă, nu rămâne consemnat acolo ceva despre oamenii care au trăit în perioada asta și e o mărturie pentru generațiile care vor veni. Așa, în măsura priceperii și a timpului, și mie mi-a fost drag să cercetez arhivele și să descoper lucruri frumoase și Focșaniu și general Vrancea sunt ținuturi care au multe de spus în sensul ăsta al oamenilor sau al evenimentelor care s-au petrecut aici. Deci, pe de o parte, ăsta e unul dintre rosturile acestui demers, un document de arhivă. Pe de altă parte, sunt convins că pentru toți cei care au alcătuit texte, asta era și intenția mea, e o modalitate de a-ți exprima recunoștința față de persoane pe care le-ai cunoscut, oameni pe care i-am cunoscut și îi intitulează. Cu toții suntem, să zic așa, suma lecturilor pe care le-am avut, a școlilor pe care le-am absolvit, dar cred un mod deosebit al oamenilor pe care i-am întâlnit. Nu mi-a
plăcut un cuvânt al lui Andrei Pleșu, care spunea că a avut șansa să întâlnească oameni deosebiți și că ceea ce este el, de la Croială până la Cusătură, datorează acelor întâlniri. Cu măsură mică sau mare, pentru fiecare dintre noi e rezultatul unor astfel de întâlniri și ele se regăsesc aici în carte. Dar cred că a fost și un scop, să-i spun așa, secundar. Deși acum am convins că e vorba în principal de personalități între autorii acestor texte. Eu în felul ăsta am resimțit invitația dumneavoastră. Dacă gustul pentru lectură, cred eu, de cele mai multe ori îl moștenești de la părinți, el se șlefuiește, eu știu, sunt persoane care îți direcționează lectura pe un anumit traseu, dar în general, dacă cam de acolo vine, din familie, vine deschiderea asta pentru lectură. E, pentru scris e puțin mai greu, aici îți trebuie și puțin îndrumare, și puțin încurajare, și cineva care să supravegheze, să confirme că ceea ce faci tu este lucru bun. Ori domnișoara Fântânaru, am observat că, în general, încurajează astfel de demersuri și am luat proiectul ăsta și ca pe o astfel de încurajare, cel puțin în ceea ce mă privește. Și ceea ce am observat până acum, diferit cu prilejul unor lansări de carte, eu am tot lăsat cartea cu monografia ta. E o broșurică legată de biserica la care slujesc, am lăsat-o pentru cramul bisericii. Doar pentru pe 19 noiembrie, biserica are cramul, intrarea Maicii Domnului în biserică. Duminică seara, pe 19 noiembrie, probabil că o să facem o prezentare și a cărții și aștept să îmi faceți vizita. Da. Ca să mă fac mai bine înțeles, am sfat trimitere la un episod din Vechiul Testament. Unul dintre patriarhii biblici, Isaac, avea doi copii, Esau și Iacob. Și vă e cunoscut faptul că cu ajutorul Rebecăi, soția lui Isaac, cel mic, Iacob, ia binecuvântarea tatălui în locul fratelui său care era mai mare. Nu cel mai mare s-ar fi cuvenit să primească binecuvântarea părintească. În fine, e o rânduială a lui Dumnezeu și acolo. Vine Isaac cel mic, se înfățișează înaintea tatălui său, tatăl bătrân, cu vederea slăvit, dar el ceva îndoieli, dar îl binecuvintează. Nu, să-ți dea ție Dumnezeu din roua cerului de sus și din belșugul pământului și urează alte lucruri. Nu? Crezând că l-a binecuvântat pe fiul său cel mare. Fiul său cel mare, Esau, se întoarce de la vânătoare și îi aduce tatălui vânatul gătit și cere el binecuvântarea. Și tatăl rămâne surprins și spune, păi, te-am binecuvântat odată. Și conștientizează că a fost acolo o înșelătorie. Și fiul cel mare începe să-și roage tatăl, tată, binecuvintează-mă și pe mine. Și spune Isaac, păi, tot ceea ce era mai bun, am spus în binecuvântarea dată fratelui tău, Iacob. Și întreabă Esau, păi bine, tată, dar numai o binecuvântare ai tu? Ei, asta vreau să spun, că la doamna, la domnișoara Fântânaru, nu-i numai o binecuvântare, adică și ceea ce am auzit astăzi, și ceea ce în general am văzut, și ceea ce am simțit atunci când am rugat să uitați puțin pe cele scrise de mine, nu, Dumnezeu are cât un cuvânt bun pentru fiecare dintre noi, încurajându-ne în acest demers care e fascinant, dar nu chiar la îndemâna oricui. Așa că felicit pe domnișoara bibliotecar, pe cei care au realizat texte pentru această lucrare. Regret că nu sunt printre autori, dar am nădejdea că la volumul următor o să contribui și eu cu ceva. Vă mulțumesc mult! Specifică, tot n-a adus.
Cine crede dumneavoastră că a fost omul numărul 1 în această emisare? Că noi am stat acolo la birou, prima, cine a mers pe felicitările noastre și a luat aplauzele noastre? Acceptat ideea de la bun început, am lucrat împreună pe idee, am rotunjit-o și mai presus de toate aș vrea să convingă să mi se aloce cea mai mare sumă de până acum, primită de noi biblioteca, pentru editarea de volume, intrare de cărți. Este cea mai mare sumă în acest an. Am fost surprinsă, am fost bucuroasă că am primit așa o sumă, dar tot o avem. Hai da, să o și copăm, că nu se poate. Așa că vă mulțumesc și de acolo. Dar, în primul rând, vreau să spun că sunt profund recunoscătoare pentru că am primit aprobarea și am primit întotdeauna înțelegerea, sprijinul și susținerea forului nostru tânăr, Consiliul Județean Vâlcea. Și acesta este motivul pentru care ne aflăm aici și putem să primim fiecare dintre noi cu un exemplar și să ne bucurăm acasă de aceste biografii subiective. Mulțumesc! Thank you.
excelență, unei domnișoare care face parte din această poveste anuală și este o tânără absolut remarcabilă, iar noi sprijinim tinerii și ne dorim foarte mult să îi cunoaștem, să fie alături de noi și să ne vedem rezultatele. Această domnișoară are niște rezultate de excepție, drept pentru care astăzi Biblioteca Județeană acordă diploma de excelență, astăzi, 28 octombrie 2023, cu prilejul celei de-a 17-a ediție a Târgului de Carte, domnișoarei Maria Mirodone. Pentru comițătorul debut editorial, pasiunea demonstrată în cercetare și pentru vocația dovedită în studiul geografiei și al istoriei. Eu te felicit, domnișoară. Întotdeauna de copil mi-a plăcut să fiu apropiat de oameni de la care m-am avut ce învăța. Și zic eu că am reușit și voi continua această activitate până la sfârșit. Eu am un defect și recunosc. Vorbesc repede și mult. Dar acum am să încerc să fiu mai lapidar. Legat de subiect. Am scris despre mea soție. Probabil dintre dumneavoastră l-ați apucat pe bătrânelul Sakawa, care venea în fața hălivei și vindea înghețată sau pe timp de iarnă halbiță. Fiind iarnă nu mai putea să facă înghețată, dar neîncânta cu halbiță. Eu fiind copil, și aici am să fac o legătură, fiind copil, cum aici e legătura, cum domnul Barjan Fosganian a fost legat sufletește de bunicul domniei sale, Garabet, eu am fost legat sufletește de bunica mea și păcat că doar 9 ani am putut să stau lângă domnia sa, Cleopatra, care mi-au citit cartea, au văzut. Și revenind aici la prezent, vreau să spun că în sală se află decanul de vârstă al familiei mele, nepoata Cleopatra, bunicii mele, doamna învățător Cornelia Proscan, care... Da, și domnița. Fapt pentru care îi mulțumesc. De ce am vrut neapărat să scriu despre Nea Sotir? Personajele sunt multe. Domnul Vasiliu Copetaru sau, mă rog, nu-mi vine acum, domnul Croitor Târâș, dacă își amintește cineva de domnia sa. Personajele erau foarte multe. Dar Nea Sotir, am simțit-o în inima mea de copil, cam la 4-5 ani, așa să apreciez, când mă duceam, ba mă mângea cu o înghețată pe nas, lucru pe care pe mine m-a amuzat, sau când bunica Cleopatra mai întârzia un pic în piață, mergeam singur să-mi cumpăr înghețată, nu mai îmi lua 1,50 lei cât costa înghețată. Spunea, lasă că crescând mare, mă dat seama că bunica plătea totul, dar pentru mine era o satisfacție. Marea bucurie a mea a fost, și scrie aici, la un moment dat am fost căutat pe rețeaua de socializare și am fost întrebat, la modul cel mai prodicos, nu vă supărați, mai aveți acasă vreo carte? Și am întrebat. Facem rost, dar nu vă cunosc. Eu sunt străbunica domnului Sotir și aș vrea să-i dăruiesc cartea mamei mele, care nu este nimeni altă decât doamna Berigoi, al cărui soț a fost inginer mecanic la postul Medexport. Dânsa trăiește la ea și am luat legătura și atunci am putut să comunicăm și am aflat, și cu asta am terminat, ca o curiozitate, domnul Sotir, eu zic mi-a Sotir, dar domnul Sotir era un om la 1,95 m,
Într-adevăr, eu eram mic, dânsul era mare, ziceam eu că sunt copil, dar fizicul dumnealui era impunător. Și mi-a spus, odată i s-a făcut rău spre sfârșitul vieții și s-au chinuit foarte mult brancardieri cu dânsul să-l ducă la spital, să-l facă sănătos. Ce am vorbit acum a fost ca o introducere pentru mâine, unde vă aștept împreună cu domnul doctor și prietenul meu, Pompiliu Crețu, la o relansare de carte și la depunarea unor vechi amintiri și zic eu frumoase. Vă mulțumesc din suflet și vă rog să mă primesc. Mai vreau și eu să spun ceva, scurt. Nu, foarte scurt. I-am zis eu așa, m-a luat un pic, dar pe pagina de Vitu și pe Verso apare așa și vreau să vă citesc acest lucru. Acest volum a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea în anul bibliotecarului din județul nostru, în cadrul proiectului Istorii și Generații, Memorie Locală Vrânceană, coordonator, manager Oana Raluca Voia. Ei, vreau să mulțumesc și colegilor mei, nu puțin, care au contribuit la reușita acestui volum. Este vorba de doamna domnișoara bibliotecar Alexandra Crivăț, doamna bibliotecar Dana Tanasiu, doamna bibliotecar Florentina Mihalache și doamna bibliotecar Nina Bongu și colegii mele, Claudia Hanganu, șef de birou, care au stat, au cules, dacă au fost manuscrise, în sfârșit au făcut ca această carte să fie așa cum o vedeți astăzi. Îi aplaudăm și pe nu degeaba doamna i-a acordat o diplomă domnișoarei Mirodone. Ia uitați cu ce a venit astăzi. Recent, cea mai nouă apariție de la Târgu de Carte este Aurel Vlaicu în Presa Transilvania, editura Stefaniada, 2023, Horia Dumitrescu și Maria Mirodone. De la istoriografie la și monografie, la filozofie, toate sunt cu... îmi face plăcere să anunț în AMA în premieră o lansare de carte, și anume un auxiliar didactic de filozofie, apărut la denivel liceal, apărut la editura Zbor, ia uite ce frumos sună, la București, scris de colegul nostru Adrian Țiglea, profesor la liceul Anastasia Popescu din București. Îi mulțumim, noi ne mai întâlnim. După aceea ne mai... Mă bucur foarte mult că ați ajuns la noi la Focșa. Și pentru că toți suntem aici și nu mai așteptăm alt moment ca să ne întâlnim, profit de acesta pentru a vă oferi din partea mea și a colegilor mei un simbol al dragostei și prețuirii pe care vă purtăm, pentru că ați dus la bun sfârșit în stilul dumneavoastră caracteristic, adică încununat de succes un alt proiect și pentru că în această sală se află atât de mulți oameni care știu eu că vă iubesc și vă prețuiesc, am preferat să fac acest gest în fața lor. Vă mulțumim frumos, stimată doamnă, doamnă, pentru tot ceea ce reprezentați pentru noi, pentru comunitatea noastră, pentru biblioteca noastră, iar eu nu pot să vă asigur decât de sincera mea recunoștință, apreciere și iubire. Mulțumesc mult! Să ne bucurăm de tot ceea ce putem să ducem la bun sfârșit și de această echipă minunată. Vă mulțumesc! Yeah. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Am făcut-o și pe asta, da. Da. Vă invităm la târg, la discuții, la ce doriți dumneavoastră. Suntem în târg de carte.